Deputatul Marius Bodea taxează lipsa de preocupare a primăriei Iași în activitatea sportivă din oraș, pe lângă desfințarea echipelor de tradiție din basket, handbal sau rugby. Clubul de fotbal al Iașului este la un pas de faliment, cu datorii de circa 1,5 milioane de euro. Cred că subiectul ăsta îl discutăm în fiecare an, dar cu alți actori. Ceea ce demonstrează că, sub mandatul actualului primar, preocuparea pentru sport este mai degrabă una pur de imagine, pentru că, consistent, nu avem nimic. Auzim din nou că, iarăși, clubul nostru de fotbal este în pragul falimentului, se anunță demiteri, se anunță demisii și așa mai departe. Atâta vreme cât Lăsând la o parte fotbalul, toate celelalte ramuri sportive au avut de suferit sub mandatul actualului primar, s-au închis toate cluburile, ieșene de sport, cluburi de echipă care făceau înainte performanță. Pe de altă parte, zero investiții în infrastructura pentru sport din Iași, avem aceeași sală polivalentă comunistă, unde s-a schimbat doar parchetul și înăuntru se petrec petrecere pentru diverse ocazii private sau, eu știu, mini-concerte, dar în niciun caz evenimente despre sport. Lipsa investițiilor în sport este resimțită de copii ieșenilor care nu dispun de prea multe locuri de a face mișcare. Avem un stadion care are și la 50 de ani, a avut, un să spunem, o mică investiție la un moment dat cu, hăhă, -hă, nici nu mai știm câți ani, dar este tot modest raportat la valoarea Iașului. În continuare ne chinuim și tragem de primar să lase terenurile de la școli, terenurile de sport la școli, la dispoziția cartierelor pentru că avem nevoie de ai noștri copii să, să fie implicați în diverse activități sportive. Au trecut 5 ani de când domnia sa este primar plin al Iașului alții ani care a fost viceprimar, director tehnic, or să vid pe 20 de ani tot cu planșe că vei construi sală polivalentă, că vei construi stadion, nu mai ține. Noi vrem să vedem concret ce s-a construit. Nu putem accepta că la finalul primului și ultimului său mandat de primar să vină să ne spună v-am făcut în fiecare an un set de planșe legat de infrastructura de sport. Noi nu avem nevoie de planșe, avem nevoie chiar de investiția respectivă. Marius Bodea mai precizează că în domeniul sportului Iașiul nu prea mai contează, iar acest lucru este nedem pentru al 2. Oraș al Țării